Salutări, prieteni! Discutăm în continuare despre naționala României după egalul de ieri, dar nu numai după egalul de ieri, pentru că până la urmă toate meciurile astea de pregătire, fie că vorbim de cel împotriva Irlandei de Nord sau împotriva Columbiei și cele care vor urma cu Bulgaria, Liechtenstein, în fine, toate astea ne duc către Euro, unde e foarte bine că suntem, dar cred că trebuie să rămânem vigilenți și trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă cu anumite posturi, ce se întâmplă cu anumiți jucători, pentru că vedem, unii nu joacă la echipele de club, Edi Iordănescu este nevoit să improvizeze în tot felul de zone și lucrurile nu sunt ok. Vorbim pe marginea subiectului ăsta. Totodată, ieri Federația Română de Fotbal a încercat să organizeze un moment festiv înainte de partidă, să cheme două generații, să le premieze, vorba de cei din 1984, și de cei din, de la Euro 84 și generația din 1994, generația de aur, și o să vedeți cine a venit și cine n-a venit, mai ales în privința generației din 94. Cei din 84 au venit destul de puțin, dar evident este și o altă, e o diferență de vârstă și așa mai departe, însă puțin au venit și cei din 1994 și merită zăbovit un pic asupra subiectului. O să discutăm astăzi și de Rapid și de Dinamo. Ovidiu Burcă, te salut, mă bucur că revii la noi în studio. Bogdan Cosmescu, salut, salut, salut. Mă bucur că te avem. Ce faci? În primul rând. Nu, în primul rând, deocamdată îmi caut angajament. Așa, da. Cum face orice antrenor care stă pe bară, da? Caută să vadă opțiuni. Am avut câteva discuții în ultimul timp, dar deocamdată nu am concretizat absolut nimic. Greu pe bară? Da, nu știu, nu e greu. Cumva nu e greu, pentru că mai ales că eu trec printr-o perioadă de tranziție în care termin studiile, licența pro, fac analize, mă uit la foarte multe meciuri în perioada asta și așteptăm să vedem o nouă provocare. Sincer, pentru că eu știu, nu o să dau nume aici, Bogdan știe și el că trăim în lumea asta, știu foarte mulți antrenori care stau așa, deci cu degetele așa, poate dă unul de gard. Și îmi vine, mi-apare și mie o posibilitate, știi? Că, din păcate, trebuie să fie dat cineva afară ca tu să... Din păcate, ca să poți să-ți găsești angajament, trebuie să meargă undeva lucrurile nu exact foarte bine. Sau să meargă așa de bine încât antrenorul să, nu știu, să plece la o echipă mult mai bună. Se poate întâmpla și scenariul ăsta, dar mai greu. Așa că noi care suntem fără angajament, așteptăm cumva stai să un pic la cotitură, așa? După... Nu stau la cotitură, pentru că nu e genul meu să stau așa, dar întotdeauna cam asta e situația în care pot apărea oportunități, când altora le merge din păcate. Bine, acum cum și când eu eram... E cam târziu în sezon acum, da, ce este, se mai întâmplă? Acum da, doar așa, la dispărare să te duci. Crezi că mai poți să schimbi ceva? Mai sunt 8 etape de play-out și 9 de play-off. Mai poți ce poți să faci în momentul de față, mă gândesc ca antrenor, este într-un fel sau altul să ai noroc să te lipești la o echipă, să o salvezi pe aia de la retrogradare, și după aia să ai, știi, să o iei de la, nu neapărat de la zero, dar să ai retrogradarea asta și după aia să ofere cineva perioada de mercat, etc. Sincer, am fost în prea multe situații în care am fost foarte mult în situații de criză, am făcut mai management de criză și cred că după 10 ani de, să spun ucenicie, așa, și ca și manager, ca și antrenor, cred că am trecut la nivelul următor și cred că e momentul ca să iau lucrurile mult mai calculat, mult mai așezat. Nu ți ascund că am avut câteva discuții legate de a prelua echipe în perioada asta, doar că nu vreau să sune cumva arogant, dar îmi doresc ca să pot să pregătesc mult mai bine un sezon, poate un intersezon în perioada de întrerupere, ca să pot să, nu știu, să îmi pun amprenta asupra proiectului la care mă ham. Vreau să te întreb o chestie, pentru că fotbalul tău este un fotbal frumos. Poate lumea să spună orice, poate să spună că la un moment dat poate a fost un pic naiv după promovare, poate să spună orice, dar e un fotbal foarte frumos, e un fotbal foarte pozitiv. Este un fotbal modern, da? E un fotbal total, spune. Bun. Pe de altă parte, eu îmi imaginez că în momentul de față, cu tot respectul, cred că vei, dacă e să primești oferte, primești oferte de la niște echipe mai mici în momentul ăsta. Nu știu dacă vine vreuna dintre echipele mari care să-ți permită să practici fotbalul ăla pe care tu îl vrei. Și aici aș fi foarte curios cum ai vedea tu pasul ăsta următor, pentru că
o echipă mică, cel puțin echipele mici nu prea joacă fotbal pe la noi, sau încearcă să... Aici eu cred că este deja o discuție care e pe o stradă greșită. Okay. Eu vă dau un singur exemplu. Hagi a câștigat campionatul cu o echipă mult mai slab valoric, da? Dacă ne uităm la valoarea pe care l-avea lotul cu care Hagi a luat acel campionat, nu era între primele trei, să spunem, da? Cu toate astea, a reușit să facă un fotbal total cu niște jucători mai slab cotați din punct de vedere valoric și a câștigat un campionat. Deci asta că dacă am echipa mai slab cotată valoric, trebuie să mă baricadez și să fac antijoc și să joc poate doar un joc direct și să aștept foarte mult, pentru mine lucrul ăsta nu este valabil. Am auzit foarte mult varianta asta, că trebuie să te adaptezi, să fii mai pragmatic. Eu cred că atunci când ai o echipă, să spunem, mai slab cotată valoric, trebuie să pregătești în detaliu, să pregătești cu foarte multă atenție toate fazele jocului, asta neînsemnând că poate uneori un adversar mai puternic nu te lasă să ai foarte mult controlul jocului, te împinge către propria poartă, doar că principiile de joc în atac și în apărare sunt tot timpul la fel. Acum sunt meciuri și meciuri, sunt echipe și echipe, dar eu consider că, așa cum spuneam și mai devreme, un fotbal total înseamnă să pregătești cu cea mai mare, la cel mai mic detaliu, atât faza de apărare, cât și faza de atac, cât și tranzițiile între cele două faze, dar și fazele fixe. Adică, okay, din punctul ăsta de vedere, eu văd diferit lucrurile. Bun, foarte bine, adică e admirabil, pentru că, în general, pragmaticii au fost cei care au salvat echipele de la retrogradare în România. Știu, dar eu nu propun ca antrenor să fiu un antrenor care salvează echipe de la retrogradare. Da, bănuiesc că contează ce material uman ți se pune la dispoziție. Da, eu de asta spuneam că ceea ce îmi doresc foarte mult este să am puțin timp la dispoziție, să-mi conturez un lot. Ok, nu sunt un antrenor care să vină să pună condiții legate de transferuri, buget, dar sunt un antrenor care încearcă să facă lucrurile corect, pentru că eu cred că în fotbal românesc nu banii sunt principala problemă pentru ca fotbalul românesc să se dezvolte, ci tocmai un plan bine pus la punct, așezat, o perioadă de timp în care ai nevoie să lucrezi cu echipa, cu lotul de jucători. De asta m-am ferit cumva să iau, sau încă o dată, am făcut-o de multe, prea multe ori și cred că e momentul să fac lucrurile diferit. Ok, pe de altă parte trebuie să te întreb, că după ce pleci tu de la Dinamo, vedem că sunt aduși niște jucători. Da. Și că de unde, luăm ca reper Transfermarkt, dacă vrei, da? De unde Dinamo era printre ultimele echipe în Superliga ca valoarea lotului, total a lotului, după transferurile... La începutul sezonului, Dinamo avea cel mai slab cotat lot. Bun, din punct și de acum vedere a ajuns pe 7. Da. Da? Deci este, după pauza de iarnă și după investițiile astea, Dinamo ajunge pe locul 7. Adică e echipă, nu e de play-off încă lotul, dar e acolo, la... Dar se și vede... La graniță. Se vede în jocul echipei, că jocul are mult mai multă consistență. S-a văzut la Sibiu în ultima etapă? Nu, la Sibiu nu s-a văzut, într-adevăr. La Sibiu a fost un joc prost, dar... Prost, adică prost... Până la Sibiu și, mă rog, hai să rămânem la impresia generală că jucătorii noi care au venit au dat o altă consistență jocului lui Dinamo. Asta, fără dubii... Jucătorii care au venit au ridicat foarte mult nivelul echipei. Și nu ai așa, nu știu, o frustrare? Păi, trebuia să am și eu jucătorii ăștia? Nu. Eu cred că, și am mai spus-o de atunci, din momentul în care ai promovat, din punctul meu de vedere și clubul îți datora ție ceva. Îți datora să-ți dea dreptul sau să-ți răsplătească acea promovare miraculoasă din punctul meu de vedere, să-ți o răsplătească prin punerea la dispoziția unui lot cât se poate de competitiv la startul campionatului, care să nu te aducă pe tine Ovidiu Burcă acum în situația de a sta cu mine la masă și a fi antrenor neangajat. Da, nu, lucrurile au fost așa cum au fost, nu învinovățesc pe nimeni, a fost o situație specială. Clubul n-a fost pregătit, și am spus-o, din păcate, n-a fost pregătit pentru prima ligă. Lucrurile au fost făcute din mers, pe parcurs,
cu transferuri blocate, știți foarte bine, cu jucători aduși târziu, cu ce am mai găsit în piață, cu un buget care nu era nici pe departe ceea ce are acum la dispoziție. Dar de ce? Dar pentru că adică ce s-a întâmplat, întâmplat în ultima, pentru că ultimele luni? Noi acționari care au venit, băieții de la renovație, au venit, cred că dacă nu mă înșel, la începutul lunii, la sfârșitul septembrie, la începutul lunii octombrie, a fost momentul când au intrat în acționatul clubului și de atunci lucrurile s-au schimbat radical. Cu cât a crescut bugetul? Nu știu să spun, dar cred că, dacă nu mă înșel, nu știu, 50% minim. Cred. 50%? Cel puțin 50% și a crescut din momentul ăla. Da. De-aia sunt și unde sunt în momentul ăsta. Deși, Bogdane, tu crezi că sunt salvați Dinamo? Așa aș fi zis la un moment dat. Dar ți-am spus, în România, nu știu care e motivul, eu zic că este lipsa de valoare, de fapt. Duce la aceste oscilații fantastice în evoluția jocului echipelor. Bă, fantastice, adică una este să joci mai, să ai un pic de ghinion, să ai ăla să intre tot, se poate întâmpla. Dar nu poți să joci bine câteva meciuri, să iei, nu știu, 7 puncte sau 9 puncte, 10 puncte din 4 meciuri și să te duci la Sibiu să joci în halul ăsta. Deci nu poți, adică încă o dată, nu problema că ai pierdut. Nu, problema lui Dinamo este că au ridicat nivelul primului 11-12 jucători, dar când lipsesc 2-3 jucători, nu au backup-ul necesar să pună asta. Adică noi jucători care au venit au crescut nivelul lotului, doar că atunci când ei lipsesc, jucătorii care înlocuiesc nu o fac la același nivel. Asta e una dintre problemele pe care Dinamo le are astăzi. Tu vezi Dinamo ca o echipă amenințată în continuare de retrogradare? Pentru eu cred că se va, lupta se va duce până în ultima etapă. Adică, da? Serios? Adică tu... Nu, pentru că... Lumea, în momentul în care a înciruit rezultatele alea, a zis ok, gata. Deci Dinamo meciurile sunt mult mai încrâncenate. Se va juca pe viață și pe moarte. Sunt foarte multe echipe. Distanța, ecartul e foarte mic. Distanța e foarte scurtă între echipe. Au intrat deja în hora retrogradării niște echipe cu un lot, de mă uit la Voluntar, da? Care nu credeam niciodată că poate să aibă probleme anul ăsta la retrogradare. E bine, uite acolo. Botoșaniu, îi vedem, nu cedează nici ei, deși n-au strâns foarte multe puncte, dar o echipă incomodă. Deci lupta va fi crâncenă până la final. Te uiți la toate meciurile lui Dinamo? Da, le-am văzut aproape toate. Au fost atunci la început, imediat după ce am... A fost o perioadă în care nu m-am uitat la meciul. N-ai putut să te uiți. Am simțit nevoia să mă detașez un pic de... Dar acum le-am urmărit meciurile, da. Cum vezi vizita asta lui Politic la celebra Mariana și faptul că nu se face bine și, mă rog, absența lui care... Eu cred că Politic a fost printre marile surprize ale campionatului ăsta. Da. Politic e un jucător cu un potențial foarte bun, e un tânăr de perspectivă. A arătat momente și a avut momente de absolută genialitate în anumite meciuri. E un băiat, un profesionist desăvârșit, e un jucător foarte antrenabil, are un caracter bun și eu îi văd un viitor foarte bun. Acum, legat de ceea ce m-ai întrebat tu, în general, eu sunt omul care, nu știu, nu crede foarte mult în medicina asta alternativă, da, merg mai mult pe lucruri care sunt clare, foarte, foarte bine justificate. Cum are 18 cm de ruptură? Nu știu, la unii, eu știu relația pe care au avut-o jucătorii de-a lungul timpului cu Mariana, unii au fost bine după 2-3 zile de tratament, alții din potrivă au stat alții au stat o perioadă mai lungă. Nu știu, n-aș fi riscat, mai ales că e un jucător tânăr. Asta e, dacă erai la Dinamo, dacă erai în continuare la Dinamo, l-ai fi lăsat? Sau ai sfatul tău? E greu acum, nu sunt în pielea lor și îmi dau seama că e o presiune foarte, foarte mare. Iar când ești în astfel de presiune, un jucător care cumva devenise o certitudine, e greu să spunem noi din afară ce decizie am fi luat, dacă, știi, n-avem presiunea aia a rezultatelor, n-avem presiunea a ceea ce înseamnă Dinamo. Dar chiar cum a fost ochit Politic? Adică băieții de la scouting la... Cum a ajuns el? Că eu nu știu, tu știi, Bogdane? Chestia asta? Nu. De unde până unde? Că... E plin încoată, spun, de jucători cu origini române
pe afară. Da, să știi că loturile naționale și există și probabil că vedeți și voi tendința, și nu vorbim aici doar de echipa mare, există această tendință de a găsi toți jucătorii români care sunt în străinătate și au origini române și deja federația îi monitorizează, dar legat de politic, Gabi Glăvan, care se ocupa atunci de partea de scouting și împreună cu băieții care făceau scouting, mi l-au prezentat, am văzut câteva videouri cu el și mi-a plăcut foarte mult. Aha, deci așa? Da. Dar tu știi ei cum au ajuns la el? De unde? Noi, Gabriel Glăvan a povestit de câteva ori sistemul pe care l-are de scouting. El avea 60 de voluntari, fiecare aveau câte un campionat, iar cel din care avea al treilea campionate, din care teoretic noi în România am putea aduce jucători. Și exista un băiat făcea în fiecare săptămână, vedeam toate meciurile din Liga 3 din Anglia și așa l-a identificat pe Denis. Păi de cap, toate de meciurile din Liga? Din Liga a treia din Anglia. Da, sunt fiecare are cât un campionat. Da, îl are. Vede toate meciurile în săptămâna care... Desemnezi fiecare câte... Exact. Și din, câte campionat, din campionatele în care noi, teoretic, am putea să ne permitem să aducem jucători. Nu, dai seama, nu se uită la... Premier League, da. Premier League, că n-ai cum. Evident că nu, dar știi că a fost ieri o discuție foarte interesantă aici în studio. Au fost Meme și Pandi. Și am discutat despre Reid, cred că cel care ne-a dat gol în, pentru Irlanda de Nord, da? Și care joacă în League One. Da? Liga a treia. Adică în Liga a treia din Anglia. Și am discutat și am vrut să vedem ce salariu are cam care și dacă poate fi adus un asemenea jucător, pentru că el a părut foarte viu, foarte ok, da, de carul lor. În Liga 3 în Anglia sunt jucători foarte buni. Ok, și am văzut, am aflat, ar avea în jur de 100.000 de lire. Lire. Cred că 100.000 de lire. Cam astea sunt salariile la Liga 3. Da, da. Dar înțeleg că sunt și unii cu 300.000 de lire. Da. La Liga 3. Liga 3 marea majoritatea echipelor aduc 7, 8, 10, 15 mii de oameni la stadion. Ah, minim. Nu mă refer dacă vor fi și una de mai mare tradiție. Astea sunt mai cunoscute. Da. Pe de altă parte, băieții de la scouting îl știau de foarte mult timp pe Denis, pentru că el a fost la un moment dat un wonder kid. Atunci când Manchester l-a luat acolo cu familia, ei chiar au crezut că aduc un jucător care să poată să aibă impact la nivelul primei echipe. A stat o perioadă acolo, după aia tot fost împrumutat la Cremoneze, a devenit, cred că a fost și jucătorul Cremoneze la un moment dat, după care s-a reîntors în Anglia în Liga 3, deci cumva el avea, era pe radarul lor de foarte mult. Dar știu unde se vede rău că s-a educat în Anglia? Este cam singurul jucător din România care nu cade. Și când cade, nu, se adică ridică. Adică el cade dacă îl faulte, serios. Adică nu simte o atingere și se aruncă imediat cum fac ai noi. Da. Se vede faptul că acolo... a stat acolo și nu se ferește de contact. E un jucător care e implicat și din punct de vedere fizic, deși e un jucător de atac. Se vede, se văd anii pe care i-au petrecut, mai ales că a fost acolo la 16 ani, când deja, nu știu, încă mai poți fi modelat ca sportiv și ca om. Care dintre jucătorii ăștia noi, da, dintre jucătorii veniți în iarnă, care ți se pare că a crescut cel mai mult nivelul lui Dinamo? Care ți-a atras atenția? Nu știu, Velkovski, Gnaure, Pavicic? Gnaure și Pavicic au dat echipei ceea ce mie mi-a lipsit foarte tare. Un cuplu de mijlocaș central care să controleze timpii de joc, să controleze jocul în momentele... Sunt doi jucători care au dat foarte multă greutate echipei. Asta eu am spus-o și când am plecat, că cea mai mare problemă a lui Dinamo era lipsa unor mijlocași cu mai multă putere în centrul terenului, cu mai mult control al jocului. Aha. Da? Iar azi acești doi jucători au adus lucrul ăsta. Când lipsește unul, cum a fost la Sibiu, deja echipa are probleme pentru că nu au un jucător care să fie la nivelul lui. Bun. Deci ei doi ți se pare că... Ok, hai să vorbim un pic de naționala noastră. Înainte de a trece și la Rapid. Ba nu, hai să te întreb totuși de Rapid, de nebunia asta care a fost în ultima vreme. Că ai fost acolo, știi relația conducere-galerie, ai fost și la nebunia aia de pe Arena Națională, da? Când s-au venit, da. Câți au fost? 40.000? Câți au fost la meciul ăla cu Steaua din momentul ăla? Te-a surprins să auzi toată nebunia asta cu arme, cu Nico implicat, cu...
Da, m-a surprins un pic pentru că, nu știu, cred că m-a surprins. Nu, n-aș vrea să stau să vorbim foarte mult, dar da, m-a surprins pentru că eu îi cunosc și pe șefii de galerie și sunt niște băieți ok. Eu am avut o relație bună, trebuie să ai o relație bună, mai ales când ești într-o poziție de conducere cu galeria, pentru că galeria Rapidului face parte din viața clubului. Vrei sau nu vrei, trebuie să să comunici cu ei, să colaborezi cu ei, dar m-a surprins turnura pe care au luat-o lucrurile. Cred că totuși Nico e nevinovat, a căzut în, fără prea multă implicare. Dacă, explică un pic, tu spui trebuie să ai o relație bună cu suporterii. Da. Ce înseamnă asta, concret? Pe concret, în afară de concret, ok, că mă înțeleg cu tine și bat Cuba și... Nu, concret a spus și domnul Șucu, clubul deja, în mod oficial a spus, da, pune la dispoziția galeriei resurse pentru un transport. Mai departe, probabil că sunt unele coreografii în care și clubul le poate susține, pe care și clubul le poate susține. Asta era și în perioada ta? Da, era și în perioada noastră. Ok, deși voi atunci dădeați anumite sume pentru deplasări? Pentru deplasări, puneam la dispoziție, făceam anumite înțelegeri cu CFR-ul, da, pentru să... niște vagoane, erau lucrurile foarte clar, foarte transparente, pentru ca oamenii să vină să fie alături de echipă. Și le dădea și bani pentru, nu știu, scenografii, ce mai făceau ei? Nu mi-amintesc lucrul ăsta, dar mă gândesc că odată ce ajungi la nivelul ligii întâi, unde se întâmplă mai multe lucruri, probabil că e nevoie. La momentul ăla noi le propusesem și să se organizeze într-un ONG, tocmai pentru ca lucrurile să fie transparente, să nu existe semne de întrebare asupra relației pe care acționarii o aveau cu galeria, dar nu știu ce s-a întâmplat mai departe, pentru că n-am mai fost acolo. Doar că, dincolo de a... întorcându-ne la povestea asta, asta cu arme, cu camere secrete și așa, e o chestie pe care nu pot să o comentez, pentru că mă depășește și, mă rog, nu o vedeam... nu o vedeam cumva normală. E bine, tu nu ai prins nou Giulești în calitate de președinte al clubului, adică da. La voi încă era regia, nu? Da, noi eram în regie. Foloseați regia. Ce să ai nevoie regie de camera ascunsă să tirezi niște petarde și veneai acolo. Bine, nu, totuși e un subiect ciudat, dar nu cred că petardele sunt cauza. Da, nici eu nu cred. Adică atâta tam-tam pentru pe ok, nu adică e. Nu de 30 de zile, da? Nu 30 de zile că ai ascuns 30 de. Probabil că lucrurile sunt mai adânci, nu știm, nu spune nimeni și n-ai de ce să spună, nu o să aflăm decât mai târziu probabil. Dar oricum galeria care a ținut în viața acest club, clar, pentru că de-aia clubul ăsta a revenit, s-ar putea să contribui major la pierderea campionatului ăsta. S-ar putea să fie contribuit major, necântând la meciul cu ăștia. Nu doar necântând, că necântând e una, cu farul. Fiind amenințați unii adică, care voiau să cânte. În e, timpul... Solidaritatea asta e de înțeles, că sunt, se cunosc acolo din peluză, sunt, cântă, vor la meciuri. Dar aici era un moment extrem de important, în care putea să conteze dacă ar fi cântat. Cred că ar fi contat. Așa da. Cred, nu știu, habar n-am. Poate ar fi contat cu siguranță, ar fi contat cu siguranță. Faptul că a fost liniște pe stadion, a fost cu totul o schimbare de paradigmă foarte, foarte mare, pentru că pentru Rapid, Giuleștiul și zgomotul Giuleștiului, aici înțelegând galeria și tot ceea ce fac ei în timpul jocului, e o forță a echipei foarte mare și în unele momente e decisivă. De ce să nu spunem lucrul ăsta? Dar vreau să te întreb de exemplu. Luăm o chestie ipotetică, da? Dacă venea la tine... Era Bocciu când erai tu? Era Bocciu. Ok, bun. Dacă venea Bocciu înainte de meciul ăla de pe Arena Națională, cu Steaua, și spunea, Ovidiu, te rog eu, ajută-mă să găsim o soluție să băgăm 100 de făclii de nu știu ce în stadion, îl ajutai? Nu, eu am... Și știți foarte bine că n-am avut așa... Eu n-am fost un personaj foarte iubit în Giulești, tocmai datorită felului meu de a fi... am încercat întotdeauna să am o relație bună cu galeria, dar întotdeauna păstrând o anumită distanță. Și acum înțelegeți voi... Adică ți s-a sugerat, lucruri, serios? Unele lucruri... Nu am avut niciodată discuția asta cu ei. Astea nu. Erau lucrurile care țineau de bucătăria lor internă. N-aveam eu ca președinte cum să vin să fac o discuție cu mine legată de... Păi uite, se pare că în cazul lui Nico, că Nico de asta este... El e suspect.
în continuare, adică el nu a scăpat. Da, ei au dat drumul. Nu știu ce relație are Nico cu ei, probabil se poate să mai apropiați, habar n-am. Deși și eu cred că acum am o relație, și acum ne salutăm, ne scriem de sărbători, adică am rămas în relații foarte ok cu ei. Încerc să-mi dau seama ce înseamnă termenul ăsta folosit de tine și folosit de conducătorii de club din România. Trebuie să ai o relație bună cu galeria. Pentru că granițele astea sunt foarte, da, sunt, da, foarte fragile, da? Da? Adică de la hai să mergem să bem o bere într-o seară toți, să vorbim de Rapid, de Dinamo, de ce-o fi, și până la a-ți spune, băi, ajută-ne și pe noi, te rog eu frumos, că avem și noi nevoie, uite că sunt ăia cu ochii pe noi, în autocarul clubului nu vine să verifice nimeni lucruri, băgați și voi acolo și venim noi și găsim o soluție să ne băgăm în stadion. E, da. Distanța asta mie nu mi se pare foarte mare. Adică de la hai să ieșim împreună la o masă și să cântăm Hai Rapid și până la am arugat să găsim o soluție să băgăm înăuntru, mai ales că... Da, eu cred că niciun oficial al oricărui club, și nu vorbim aici doar de Rapid, nu poate fi implicat în astfel de discuții, pentru că e în joc imaginea clubului, iar dincolo de galerie și ce înseamnă galeria, uneori clubul trebuie să aibă o anumită ținută, nu se poate implica clubul în astfel de lucruri. Mai ales că Rapid, mai ales acum, își dorește să fie un club de nivel european. Eu nu vreau să fiu înțeles greșit. Treaba asta cu fumigenele, cu petardele, nu e legală, ok, dar nu mi se pare... Dar nu e tratată, știi, nu e tratată drept ilegală. Mi se pare mult mai grav ce s-a întâmplat la Dinamo Cuta. Cuta, cu bătăile alea de la Cașin. Aia care au intrat pe teren, aia de la acestea Steaua, așa mai departe. Adică aia mi s-a părut mult mai serioasă treaba decât faptul că dai drumul la niște... Mie, unul, mie îmi place spectacolul ăla. Bă, chiar nu mă deranjează că se întâmplă meciul 3 minute la început, să dea oamenii să-și facă, că e câtă... Bă, nu mă deranjează. Bogdane, sigur că e periculos, că îi aruncă în cap unuia și îi scoate un ochi, Doamne ferește, nu știu. Câtă vreme lucrurile astea sunt, nu știu, într-un fel controlate, pentru că, până la urmă, și tu dacă ai, nu știu, o să fai nunta lui Fitu la un moment dat, da? Tu dacă vrei să faci un spectacol de artificii, tu trebuie să chemi o firmă acreditată, trebuie să... Nu aprob chestia asta 100%, pentru că e clar că nu e legal, dar se poate încoate, dar mi se mai puțin grav decât s-a întâmplat la meciul ăla. Da, acolo chiar mi s-a părut grav, adică balanță, ești bătaie cu de-astea, cu bă, dacă e să pui în balanță bătaia versus a prinde torțe, evident că nu se pune... Torțele, nu știu, la Rapid, cel puțin... la modul cum cântă galeria, cum se implică oamenii, atmosfera care e pe stadion, nu știu, torțele astea sunt așa o chestie care, nu știu, uneori... trec lucrurile astea absolut nevăzute. De... Adică ți se pare că nu se pare n-au că nevoie la cum n-au nevoie de impactul ăsta la ceea ce se întâmplă acolo în stadion. Nu văd rostul acelor torțe, pentru că atmosfera e atât de frumoasă și energia stadionului atât de mișto, cât chiar nu văd rostul acestor petarde și fumigene. Nu mi se pare că dau o altă anvergură meciului, galeriei și așa mai departe. Dar mă rog, e opinia mea, e ține de gusturile mele. Da, depinde, sunt unii care au chestia asta cu ultra și... Problema este următoarea, Silviu. Dacă nu iei lucrurile din timp, ajungi ca în Grecia. Unde două, trei etape fără public, cum dă drumul la public, cum e măcel. Nu mai poate să-i stăpânească. Ai observat, se întâmplă în Grecia la fiecare meci aproape. Da, da. E propăd. Da, adică da. Nu că... Da. Adică treburile astea escaladează. Așa că pe undeva... E bine dacă încearcă să le stopeze, să le calmeze. Pentru că vedeam din ce în ce mai mult pe toate stadioanele și eu, pentru mine oricum este de neînțeles cum, indiferent de orice control, orice meci, cu orice nivel de risc, vedem torțe pe stadion. Pentru mine, și am fost și eu președinte și mă loveam de aceeași problemă, pentru că tu ca și club plătești foarte mult amenzi în momentul când se aprinde o torță. Da, și da. Nu înțelegeam cum firmele de pază, jandarmeria, cei care... Tu înțelegeai că, de fapt, întotdeauna au fost deal-uri de astea în zona gri, între firme de pază și firmele de pază în general în România sunt niște... niște organizații foarte bizare. Da, sunt formate multe dintre ele, din foști infractori, din ăștia bătăuși care... Adică, firma de pază e o chestie de asta, trebuie niște băieți de intervenție, corect. Da? Ceea ce nu e cazul. Și băieții de intervenție de obicei nu vin din
bibliotecii din, de la Ateneu. Ok, vreau să vedeți ce spunea Săpunaru, înainte de a vorbi un pic de, de național, ce spunea Săpunaru despre situația asta de la Rapid. A fost euforia asta după meciul cu FCSB-ul, care am avertizat și am spus că nu trebuie să facem într-un meci petrecere, dar s-a mai întâmplat și ce s-a întâmplat cu, cu Liviu, cu, în sfârșit, chestii care ne deranjează. Consider că suportul Rapid trebuie să fie alături de Rapid, dar și, și noi, jucătorii, și restul suntem alături de Liviu, pentru că nu știu dacă, nu știu ce s-a întâmplat, dar dacă s-a ajuns în timpul unui campionat să fie condamnat pentru torțe, și astea când au fost nu știu câte meciuri în care au apărut torțe, fumigene, petarde și restul, nu știu. Nu vreau să fiu ăla care începe teoria conspirației că e ceva împotriva Rapidului și n-am ce să fac, dar, nu știu, viața în tribună e altfel și cred că spectacolul... Da, nu sunt de acord să văd că se aruncă torțe într-o parte în alta și mai sunt și... Nu, la, noi suntem obișnuiți. Să aruncă în altă tribună, unde poate mai sunt copii și nu sunt de acord. Dar să scoți o torță și să aprinzi o torță la un meci și să cânți pentru echipa ta și ar deranja pe cineva, nu știu, nu. Nu o să stau să, mă, să spun dacă Galeria Rapidu și-a găsit momentul ideal sau nu. Singura chestie care o spune că toți care venim în tribună și toți care suntem prezenți pe teren trebuie să venim pentru Rapid și atât, nu pentru altcineva. Cred că Rapidul primează în fața tuturor, indiferent că te numești Săpunaru, indiferent că te numești orice al nume, da? Noi venim și lucrăm pentru Rapid și muncim pentru Rapid și cântăm pentru Rapid, pentru că echipa asta o iubim. Că acolo sunt cei mai buni jucători al țărilor respective. Noi nu avem echipe în cupele europene pentru că merg câte patru echipe din Anglia, patru echipe din Spania, patru echipe undeva. De ce? Vi se pare normal? Când se spune Liga Campionilor și campioana României joacă al patrulea tur preliminar sau dacă erau 10 tururi, 10 tururi jucam. După aia spunem că, domne, că fotbal de România, păi eu ce bani câștig din cupele europene. Dacă eu am câștigat campionatul România, de ce nu mă primești în Champions League și oferim și mie 15 milioane? Și atunci să vedem dacă și în România, și în România nu o să vină jucători de 800, 900, 1 milion pe an. Tot de la asta nu avem jucători care nu joacă. Că... Ținând cont diferența de salarii care sunt între România și echipele de afară, preferă salarii și preferă să ducă să-și facă viața mai departe, nu? Da. E la toate linii mari. Numai că ignoră istoria. Că cele 15 milioane din România de regulă s-a fugit cu ele. Oho! Adică cam asta a fost activitatea. Oho. Și la Galați, și la Urziceni, și la CFR s-a cam fugit cu ele. Oh, dar ce s-a fugit? Cam asta a fost principiul. Da. Adică el, teoria e bună. Dar jucăm în Champions League și luăm, nu știu, 15-20 de milioane. Și se mai întâmplă ceva. Competiția asta a bubuit la modul la care a bubuit, de a ajuns să... nu știu, valoreze nu știu câte miliarde în sine, dar doar competiția Champions League, că au jucat alea între ele multe meciuri. Da, într-avea și... dreptate pe undeva. E frustrant că ai pa campioană să nu. Înainte, pe vremuri, jucai în tururile astea. Jucai bătaie, dar jucai. Dar vedem că din ce în ce mai mult oamenii se face, se creează așa o elită unde deja, sporturile. Deja nu, cei care nu performează nu prea mai au acces. Iar noi cum... nu facem lucrurile foarte bine aici, se pare că ne îndepărtăm din ce... Noi nu de bani, și bani mai mulți n-ar fi rău să fie. Dar noi avem tot alte probleme. Banii sunt și eu o problemă, fără discuție. Eu spun lucrurile de foarte mult timp. Dar, așa este, de toate. Banii în multe domenii. Bani ar fi. Știu că n-ar fi loc și de mai mulți. Nu, știi ce ar fi? Dar... cred că ai dreptate. Bani ar fi... Măcar să facem ce, băi, ce face feminin, Dinamo Zagreb, dacă handbalul vrei. Feminin zdrobim orice concurență. Avem primele 10 echipe din lume ca buget. La campionatul nostru. Nu, mai primele... e Gheorghe și mai sunt vreo două, înțelegi? Nu mai avem, n-avem primele 10, dar avem ca lumea. Așa că bani sunt. Problema e cum îi... Bun, dar fotbalul românesc poate să genereze... și acum avem și stadioane noi... avem și infrastructură. Și aici stăm bine. Și se mai fac. Stăm și tot mai bine. Se lucrează. Ați văzut și acum și Dinamo a primit vestea aceea mare că stadionul se va începe demolarea vechiului stadion. Așa, deci cumva putem spera și noi să fim acolo. Eu profit de ocazie de fiecare dată când vine vorba să salut inițiativa Târgoviștei, care face, are două stadioane. Și nu are echipă în Liga 1. Fapt, asta nu mai voi nici în Liga 2. Deci eu salut această inițiativă remarcabilă. Este. E frumos. Două, bă, nu unul.
O să fie, da. Să joci și pe unul și pe ăla, să nu te să plictisească lume. Să-ți alegi. Să alegi. Pe care, da, da, pe da, care mâine vrem pe ălălalt. Nu, pe unul pui un gazon mixt, pe unul sintetic și vezi cum și e vezi treaba, ce vor, da, cum vor băieții. Da, da. Ok, bun, hai să vorbim un pic de națională. O națională fără fundași laterali. Astăzi, apropo, și Mogoș și Banco au fost lăsați, nu se duc în Spania, și Mogoș s-a lovit, înțeleg, ieri la cap și în consecință a fost lăsat de Edi Ordănescu acasă. E o mare problemă asta, adică sunt câteva poziții, e foarte bizar felul în care se e organizată națională asta. Dacă te uiți la arip stângă, da? în zonă atacant stânga, deci acolo avem inflație. Avem, nu știm ce să facem cu Mitriță, da? Sunt Coman, Mihăilă, poți să pui și pe Drăguș, poți să pui pe cine vrei acolo. N-ai fundaj laterali, n-ai atacanți în momentul ăsta. Sau foarte puțin. Dacă se accentează bancul, n-ai fundaj stânga. Da. Și mă întreb, tu vezi vreo soluție la povestea? Vreți vreun jucător care ar putea la o adică să ajute naționala? Meme Stoica spunea de Kipciu. Dau un exemplu. Și eu cred că și eu ceea ce am văzut la Kipciu în sezonul ăsta, eu cred că e un nume pe care selecționerul trebuie să-l ia în considerare, mai ales că nu știu, l-am văzut atât de bine cu atât de multă poftă într-o poziție pe care cumva n-a mai jucat, dar a făcut-o atât de bine și mie personal mi-a plăcut atât de mult, sunt ferm convins că poate ajuta echipa națională din poziția de fundaj lateral. Are personalitate, nu se sperie de astfel, este într-o condiție fizică, nu știu dacă l-am mai văzut în ultimii ani atât de bine și eu cred că Kipciu poate reprezenta o soluție pentru echipa națională, mai ales că el a o maturitate deplină și mai ales că suferim atât în partea dreaptă cât și în partea stângă. Adică ție ți-a părut ieri Manea o variantă? În partea stângă, sub nicio formă. Știi cine m-a jucat stânga? Burca a jucat stânga la Botoșani. Da, pe și asta... n-a făcut-o rău, dar îmi trimite meciurile, dădea câteva centrări, nu prea are viteză. Dar dacă vrei să joci sus, ai o problemă. Dar restul... Mă rog, nu dau eu, nu-mi permis să dau, dar ceea ce, dacă, nu știu, ceea ce am văzut eu în ultimul timp, eu am rămas plăcut impresionat de Bădescu de la Rapid. E un tânăr care a intrat și nu știu dacă acum, problema, știți cum e la noi... când apar jucătorii foarte repede, pentru că nu există, suntem toți tentați să ne uităm, dar mie mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Am văzut două meciuri cu el, trei chiar. E un jucător de foarte mare viitor. Nu știu dacă acum poate să-i dăm drumul lui Bădescu, o să spună lumea că sunt eu... Încă o dată nu dau sfaturi, dar e un nume care mie mi-a plăcut foarte mult. Are robustețe fizică, are viteză, e un tip inteligent. L-am văzut, aia, nu poți să-l aduci la Euro. Nu poți, dar erau două meciuri care eu l-aș fi încercat. Și Chivu când a debutat, a debutat în fața lui Fane Nanu la un european, nu jucase până atunci și a făcut-o foarte bine. Era la Ajax, mă, era da, și juca okay la Ajax. Adică, mi-ai cerut un nume, da? Da, eu bine, zis, pentru foarte... viitor, mie îmi place, e un jucător, nu e un jucător care să împingă atât de mult jocul, da? Dar din punct de vedere defensiv are tot ce trebuie, știe să se apere foarte bine. E clar că are nevoie de timp, dar eu îl văd în perspectivă ca fiind o soluție pentru echipa națională. Și dacă discutăm despre el, crezi că va câștiga ala long duelul cu Borza, pe care s-au dat mulți bani? Dacă e să, nu știu, să ne uităm la chestia asta din perspectivă economică... Nu, pe n-are treabă, dar tu spui ce ți-e place Bădescu. Mie îmi place ca jucător, îmi place. Probabil că poți să găsești un sistem în care să-i folosești pe amândoi. Dar nu mie mi-a plăcut. Nu amândoi, deja e periculos. El vine din fundaș stânga, din fundaș central. Fundaș central, da. Bădescu. Stânga, da. Dar încă o dată, știți că spunea Naimi, domne, fundaș și lateral, prima dată trebuie să știi să apere, da? Bădescu se apără bine. Okay. Bădescu se apără bine. Are simț tactic, are elementele unui fundaș. De aici, bineînțeles că dacă va juca și va căpăta anvergură, e, nu știu, pentru mine a fost o surpriză să văd un tânăr care să joace atât de dezinvolt la meciuri cu presiune, cum a fost cel cu FCSB-ul, unde a făcut un meci absolut fără greșeală. Cine nu ți-a plăcut ieri, Bogdan Cosmos? Nu, mi-a plăcut toată lumea. Nu, este un rezultat. Așa jucăm de obicei, numai că acum n-am folosit norocul care îl păstrăm pentru că ne-o final, n-are rost acum.
Ce, arunci norocul la Irlanda de Nord? Ce ți trebuie? Sau Columbia? Nu. Eu nu mi-amintesc că un meci extraordinar de bun al României la preliminarii. Încă o dată, nu vreau să iau de acasă. Pentru că meciul cu Elveția de acasă ultimul, a fost da, bun. Da, pentru că s-au... Pentru că s-au și, și, meciul, au și meciul de la, din Ungaria cu Israelul. Băi, a uitat conjunctura, s-au lovit toți. Era război în Gaza, nu s-a întâlnit de 3 luni. Stau puțin, a fost o conjunctură, cum spun, dacă o luăm așa, încă o dată, nu e rău să ai noroc. Este chiar îndemn să spun pe măsură și am zis în vârstă, constat că este primordial. Este prima calitate pe care trebuie să o ai ca antrenor. După aia restul le potrivit, dar trebuie să ai noroc. Bă, dacă n-ai noroc, e groasă. Adică spui că poți să fii prost? Nu, mă, nu, nu. După aia trebuie și alte calități. Okay. Nu e suficient să fii numai norocos. Nu, dacă ești... Da, dacă ești ghinionist, poți să fii Pep Guardiola. Nu faci față. Da. Dacă ai ghinion. Dovadă că și el a recunoscut și în final ce prezent asta, după ce a câștigat tot atâta vreme, a avut un pic de șansă. Deci trebuie noroc. Ori noi am fost blagosloviți, nu că am avut noroc. Și zici că acum nu trebuie. Pe ce nu... trebuie meciul cu Irlanda de Nord? Păi la turneul final, șutul băiatului era transversală, clar, nu intra niciodată. Bară, gol, nu se întâmpla niciodată. La turneul final nu lovea man pe Pușcaș în cap cu mingea. Se făcea 2-1. Atunci trebuie să faci diferența aici. Ce ne mi-a plăcut foarte mult, dar asta e deja o platitudine, este man. Și nu neapărat cum joacă. Bă, dar cum arată? Eu nu-l văzusem de mult. Și cum joacă? Bă, și cum joacă? Dar joacă așa pentru că arată așa. Da. Că calitățile alea avea și înainte. Da. Mamă, dacă e o fiară. Nu știu ce fac acolo. Și Mihailă? Păi mă, Mihailă, când m-a ținut de poza de la Parma? Nu. Ziceai că este de la... Nu, era la mare, cu Mitriță și cu Gardoș, cred că. Ziceai că este un cetățean de pe stradă. Da. Și acum este și el pachet de mușchi. Avea abdomenul meu. Da, da, și acum este un pachet de mușchi el. Și abdomenul meu nu e ceva care să mă laud. Bravo lor, nu știu ce fac la Parma. Acolo se muncește, Bogdan. Au muncit, bravo lor, foarte bine. Se muncește, nu e niciun secret. Le-a trebuit 3 ani, cât? Cred că 3 ani. Cred că. Se lucrează foarte mult forță, în, mai ales în Italia, s-a lucrat dintotdeauna, se lucrează forță pentru că sunt contacte, sunt și în fotbal a devenit foarte intens, fără deci forță. Deci Mihailă și ăștia aveau și Man avea talent și înainte. Iar Mihailă și Man amândoi talent au și înainte. Dar cum amândoi au avut aceeași problemă, amândoi, aceea de a lipsei de putere, de forță fizică și sunt ferm convins că acolo orice jucător care vine, pe care să-l plătesc bani, să se face un program țintit, individual, pe nevoile pe care le are fiecare. Și ce nu mi-a plăcut, dar asta încă o dată, mă așteptam. Piste Drăgușin, care încă o dată, în situații de genul ăsta, când trebuie să stai cu apărarea sus, e vulnerabil, dar se știa treaba asta, ne-am încercat tot timpul să ascundem. Că nu știu ce, el e foarte mare, foarte puternic. Nu poate să fie foarte rapid, că dacă era și foarte rapid, Virgil van Dijk era nimic. S-a văzut. Vreau să vedeți ce spunea Edi Iordănescu despre situația lui Yannis Hagi. Și imediat o să vorbim că avem o listă de jucători care nu au mai evoluat și nu au evoluat în 2024 mai deloc. Și vreau să întreb ce părere ai despre ei, dacă îi vezi la Euro sau nu îi vezi la Euro. Dar iată mesajul transmis de Edi. I-am dat mai multe minute decât a fost obișnuit el să primească la club și eu cred că merită mai multe minute și la club. Eu din ce am simțit și din ce am discutat cu el foarte conștient că nu poate să continue așa. Trebuie să meargă să facă ceva, să se impună. Nu poate să joace 4 minute, 6 minute, după care iar o joacă 2 etape și mai ales că sunt mai puțin de 2 luni și vine europeanul. La fel cum el, Rațiu, Moldovan poate chiar, are o misiune foarte dificilă. Radu Drăgușin, care se simte când nu joci, când ai continuitate, simți. Trebuie să se ducă să facă eforturi, să se lupte pentru poziția lor, să se impună, ca să poate să fie în continuare soluții foarte importante pentru noi, cum au fost în toată campania. Poate să fie, nu știu, o excepție. Două jucători care să n-aibă atât de multe jocuri în picioare, dar va fi foarte greu să-i folosim și foarte greu să-i folosim în mod special în același timp la el. Mai compensează, dar să ai 2-3 jucători într-un prim 11 fără jocuri în picioare, ești zdrobit efectiv la un turneu final. Bun! E o constatare și e corectă până la urmă și avem următoarea statistică, da? Discutăm de meciuri din 2024 ale jucătorilor și iată cum arată. Deci Moldovan are un singur meci ăla la Rapid în 2024, că din momentul în care s-a transferat în partea elaltă nu a prins deloc. Rațiu are 3 meciuri 79 de minute în 2024. L-am trecut și pe Chiricheș pentru că Chiricheș a manifestat dorința de a juca și el cred că a prins începutul de campanie. Chiricheș? Nu cred.
Nu? Zici că nu, nu cred că nu era convocat, nu cred accidentat. Dar cu Edi Iordănescu a jucat Chiricheș. Parcă în Liga Națiunilor. L-a avut pe Chiricheș. Da, Drăgușin are 6 meciuri, 229 de minute. Ianis Hagi, 6 meciuri. Știi ce era concludența? Din câte e posibile? Adică 15. Păi, păi gândește-te, că 2024. Meciuri. Păi ăștia au început, de exemplu, ai lui Ianis, joacă din ianuarie constant. Să fie 15 meciuri. Ceva de genul ăsta, că au jucat și cupă. Cu tot, sunt 15 meciuri. Două din meciurile lui Ianis Hagi sunt în cupă, să ne înțelegem. 90 de minute și 60 și 8 de minute. Eu nu am înțeles mesajul lui Edi Iordănescu. Ce vrei să spui? Că ce? Că băieții ăștia nu vor să joace? Că să facă ceva? Ce să facă? E normală preocuparea lui, da? Și cumva o vedem că deja e o problemă acută, faptul că, nu știu, un nucleu important de jucători, care, nu știu, Hagi a fost determinant, Alibek a fost... Păi vezi că aici ai, deci în lista asta ai vreo... Rațiu a fost Moldovan e titular, care... Moldovan a fost titular, deci Moldovan titular, Rațiu titular, titular, Drăgușin titular, Hagi și Alibek titular. Hagi... A titular în multe revenise, meciuri. Revenise după accidentare și, Alibek și începuse deci să-l... Tu ai jumătate din național. Alibek de ce nu joacă? Nu-l bagă ea? Cine? Alibek nu-l bagă nu, ea din data? Au avut doar 4 meciuri anul ăsta. Și ei termină campionatul în aprilie. Asta e. Și ea din Statele Unite. Dacă aveam din Statele Unite, nu sunt în, eu, sunt în pauză. Eu îți spun care este starea de fapt. Că ce se întâmplă? Nu mai este echipa din generația de aur. Atunci din 11 locuri, vreo 9 erau clare. Și jucau indiferent, dacă erau sănătoși, jucau indiferent, dar pentru că erau excepționali. Acum, Edi Iordănescu se gândește că dacă nu joci, tu ești un pic mai bun, teoretic, așa ca voi, dar nejucând, poate la care e un pic mai ideea slab, că nu poate avem, să fie. Nu avem, nici, nu avem un lot de jucători sau un număr de jucători care să poată să suplinească atât de bine. Vedeți, dacă nu e Rațiu, deja avem o problemă. Rațiu începuse să fie cumva o certitudine, jucase ultimele meciuri într-o intensitate și... Și foarte bine, da. Dar noi uităm primii doi la Liga, Drăgușin în Premier League. Acum ce să ne mai convine? Când jucau prin Turcia 2 și pe aia ziceam că e prost campionatul. Nici nu știu ce-i mai, bine, ce-i mai bine. Acum ai doi la Liga și unul în Premier League. Trei la Liga și Hagi. Da. Păi asta este, e greu să joci, campionatul puternic. Da. Vrem să ne transferăm în Slovacia și să jucăm la Ruzomberok titulari? Nu știu. Nu, dar în momentul când e o perioadă lungă de timp și nu ai meciuri, nu ai așa, e clar că ai o problemă reală, da? Pentru că fotbalul pe care, nu știu, ok, nu-l uiți, dar în timpul și intensitatea jocului pe care ți-o dă săptămână de săptămână la echipa de club, nu poate fi antrenat. Ovidiu, mulțumesc! Te mai așteptăm și în calitate de antrenor, angajat. Da. Mulțumesc, Bogdan Cosmescu. Mulțumesc, prieteni. Să aveți o seară liniștită. La revedere.